Separatoarele de sens montate recent pe DN1 în Puchenii Mari au stârnit revolta locuitorilor acestei comune. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că acum sunt nevoiți să ocolească kilometri întregi pentru a putea trece de pe o parte pe alta a drumului. E o mare prostie, adică ai izolat un sat întreg față de biserici, de primărie, de dispensar, nu mai poate să ajungă salvarea, pompierii la noi foarte repede, deci e un pericol. Putea să facă un sens giratoriu undeva unde au fost intrările astea la blocuri și la Puchenii Mari. Deci două sensuri giratorii ar fi degajat și circulația și era și populația mulțumită. Nu suntem de acord. De ce? Să ne-o fi lăsat și nouă la stradă, acolo unde intrăm. Și biserica, cum e, unde mergem cu morții? La Puchenii Mari să îi plimbăm așa pe drum? Nu știu, eu nu sunt de acord. E foarte greu și pentru bătrâni și pentru noi și pentru trecută biserică, dispensar. Nu suntem de acord, am deja miscălit un tabel. Cetățenii s-au mobilizat și în frunte cu reprezentanții autorităților locale cer remedierea acestei situații. Primarul comunei, Constantin Negoi, spune că populația nu a fost consultată înainte să se monteze separatoarele și că vechea problemă a siguranței circulației pe DN1 nu ar trebui rezolvată generând alta nouă. Nu cred că este o măsură bună rezolvarea decât a unei singure probleme, adică siguranța circulației, adică să micșorăm numărul de accidente pe DN1 prin îngrădirea dreptului de a circula în comună. Deci noi avem familii care sunt împărțite în două, au nevoie de 2-3 ori pe zi să treacă în partea cealaltă a DN1-ului și pentru asta trebuie să facă 12 km în plus. Mai avem o problemă foarte importantă cu situațiile de deces. Când avem decedați, bisericile sunt pe partea stângă mergând spre București și cimitirele sunt pe partea dreaptă. Deci pentru asta cortegiul funerar ar trebui să facă tot așa 10-12 km ca să rezolve problema. Primarul a mai precizat că a solicitat sprijinul prefecturii Prahova. Edilul este dispus să plătească din bugetul localității amenajarea unor intersecții și a unor treceri de pietoni. Speră să găsim înțelegere, așa cum am găsit în momentul de față la domnul prefect, care urmează să vină pe teren să vadă la fața locului despre ce este vorba, și celelalte instituții ale statului care au responsabilități în domeniu să pice de acord cu noi să rezolvăm problema. Dacă din punct de vedere financiar CNAIRU nu are banii suficienți sau nu au bani pentru a amenaja intersecțiile și trecerile de pietoni așa după norme, noi suntem dispuși să finanțăm noi aceste probleme pentru a le rezolva. Șirul interminabil de separatoare care traversează localitatea este întrerupt într-un singur punct, în satul Puchenii Moșneni. Portița de ieșire este o trecere de pietoni și aceea necorespunzător amenajată. Din cauza separatoarelor, de multe ori șoferii îi zăresc în ultimul moment pe cei care vor să traverseze drumul. Deși separatoarele au fost montate cu scopul de a asigura siguranța circulației, au devenit în mod ironic pericol public. Nu puțini sunt cei care traversează șoseaua escaladându-le. Am surprins și noi astfel de imagini în care niște adolescenți sar peste separatoare fără să se asigure, ca la cursele cu garduri de la atletism.